Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt prea sfințită-i Stăpâne, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, creștinătorul Dobrogei și părintele duhovnicesc al tuturor românilor, și pentru rugăciunile tuturor sfinților apostoli, cu rugăciunile celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile celui între sfinți, părintelui nostru Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni, a cărui pomenire a săvârșim, cu rugăciunile sfinților mucenici, Pantelimon tămăduitorul, Epictecia Stion, ale căror sfinte moaște se cinstesc aici de față, cu rugăciunile sfinților și drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.